legislativă. Da, reținem răspunsul dumneavoastră rezervat. Domnule ministru, e un subiect extrem de delicat și important, pentru că vorbim despre o boală căreia mulți pacienți din România îi caută o rezolvare, o vindecare. Cancerul este săptămâna europeană de luptă împotriva cancerului, am aflat în discuția pe care am avut-o. Iar în România, Programul Național de Luptă Anticancer a trecut așa printr-o poveste destul de ciudată. Dumneavoastră înșivă, ca profesionist, medic, profesor de atâta vreme, ați spus că ați citit un program care v-a ajuns la Ministerul Sănătății și în care erau pasaje preluate cu Google Translate efectiv. Mă rog, poate că a fost o forțare. Oricum, nu știu dacă era Google Translate sau dacă era autocorect. Una dintre cele vedem două... acest program pe care l-ați... Da. Haideți să fim totuși pragmatici. Eu nu vreau să intru în polemici cu nimeni. N-am făcut-o niciodată. Dar sigur că atunci când nu se spune adevărul sau se spune un adevăr trunchiat, lucrurile se schimbă. Pentru că eu nu reprezint poziția mea, ci a Ministerului Sănătății și a unui grup foarte mare de profesioniști care lucrează în domeniul oncologiei și care au sesizat inadvertențe. Nu vor altceva decât și-au și făcut-o, vor să lucreze ca să corecteze aceste inadvertențe și suntem într-o situație în care am terminat, după o muncă, era să spun, titanică, și le mulțumesc încă o dată tuturor acestor specialiști pentru faptul că au făcut o nouă variantă acestui plan național pentru combaterea cancerului și au lucrat și la norme, anumite norme sunt deja terminate. Trebuie totuși să venim cu picioarele pe pământ și să dăm girul specialiștilor. Eu vă spun care a fost și aveți aici o prezentare foarte succintă a istoriei acestui plan național. El a fost aprobat prin lege pe data de 8 noiembrie 2022. Iar așa a intrat în vigoare în luna ianuarie a anului 2023. Încă din luna decembrie noi am făcut un grup de lucru cu funcționari de la Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări și alte instituții subordonate. Am avut 3 ședințe tehnice, am examinat de aproape acest plan și am observat că erau foarte multe inadvertențe, acțiuni care, sau măsuri care nu se potriveau cu obiectivele care trebuiau realizate, lucruri inexplicabile din punct de vedere al logicii, a spune, de exemplu, ca Ministerul Sănătății să creeze teste de detectare a cancerului, știind toată lumea că Ministerul Sănătății este o instituție a administrației centrale, nu se ocupă de crearea de teste de diagnostic sau înființarea de departamente de sănătate publică la spitale care n-au treabă cu cancerul. De exemplu, nu înțeleg de ce de la un spital de psihiatrie, de exemplu, ce impact ar avea dezvoltarea unui departament de sănătate publică ca să prevină cancerul. Dar de unde au ieșit aceste idei, domnule ministru? Deci nu știu să vă spun, pentru că nu am participat în niciun fel. Eu am consultat toți oncologii cunoscuți din țară. Noi, în momentul de față, avem o comisie, dacă pot să pună colegii dumneavoastră. Avem o comisie care lucrează începând cu data de... Componența acestei comisii. Componența acestei comisii lucrează începând cu data de 1 februarie. Au lucrat foarte intens. Sunt profesori universitari din toate domeniile legate de oncologie, oncologie medicală, radioterapie, chirurgie oncologică. Da, e un număr mare de profesioniști. Un număr mare, sunt 20 de profesioniști. Au lucrat neîncetat de la data de 1 februarie. Au examinat, au evaluat critic acest program. El a fost rescris în momentul de față, am finalizat. Acum, cu ocazia Săptămânii Europene de Luptă împotriva Cancerului, îl vom da publicității și, de asemenea, am făcut pași importanți în elaborarea normelor. Eu nu știu cine l-au scris, eu i-am consultat pe toți, unii dintre ei erau menționat în anexa la lege, ne-au spus că au avut cunoștință despre el, dar nu au fost consultați în mod efectiv și nu au contribuit cu nimic la scrierea acelui plan. Adică nu vreau să fac speculații. Adică sunt oameni ale căror nume au fost utilizate abuziv în acest document? Eu nu
Nu vreau să intru în astfel de... Ei au participat la anumite dezbateri, dar contribuția este, lor a fost limitată sau inexistentă. Faptul că au lucrat acum cu foarte mult profesionalism, le mulțumesc, chiar public le mulțumesc pentru ceea ce au făcut. Domnului profesor Mihail Schenker, care este președintele Comisiei de Oncologie a Ministerului Sănătății, această comisie multidisciplinară. Nota bene, dânsul a fost președintele acestei comisii și înainte de venirea mea la Ministerul Sănătății, deci când planul acesta a fost elaborat. Și aș vrea să adresez mulțumiri și nu sunt false mulțumiri, sunt foarte importante președintelui României și președintele Camerei Deputaților, care au înțeles necesitatea adoptării unui astfel de plan. Însă, în mod evident, nu putem discuta acum de o parte tehnică pe care domnul președinte sau domnul președinte Ciolacu ar fi putut să o cunoască, că n-a văzut de să o cunoască. Nu sunt de specialitate, exact. Nici domnul Ciolacu, însă, nu? Examinarea planului de către specialiști, și eu vă spun că eu l-am citit neavând niciun fel de pretenție că sunt specialist în oncologie, sunt, să spunem, un om de sănătate publică, sunt chestii, inadvertențe majore care trebuie schimbate. Nu e niciun fel de nenorocire să ai un document care are nevoie de îmbunătățiri, le rezolvi, faci normele care trebuie să fie, atenție, aplicabile și sustenabile. Pentru că vorbiți despre norme, înțeleg exact. Că potrivit documentului care va parveni la Ministerul Sănătății, ar fi trebuit să faceți 80 peste 80 de norme în 6 luni, însemna să facem vreo în fiecare zi cât un act normativ. Dar de ce era nevoie de 80 de norme? Păi trebuie totuși lucrurile trebuie în primul rând ce se întâmplă. Când faci o lege, în general, nu are legătură, e propoziție tehnică legislativă. Legea prezintă un cadru. Aceasta anexă la legea, la planul de cancer, care a fost aprobat de Parlament, intra în foarte multe detalii de natură tehnică, care, în mod normal, trebuie elaborate și prioritizarea, strategia, aplicarea acestei strategii trebuie realizată de organismul de specialitate, respectiv de Ministerul Sănătății. Ori dacă tu vii în lege cu tot felul de detalii, cum v-am spus, crearea de către Ministerul Sănătății de teste pentru cancer, este în mod evident o confuzie majoră legată de atribuțiile instituțiilor statului român. Lucrurile se pot repara, fără niciun fel, noi le-am făcut, sunt convins că oamenii vor înțelege că am făcut-o cu bună credință și cu profesionalism. Pentru că au fost acuzații la adresa dumneavoastră lansate în ultimul timp legate de o tergiversare a acestui program. Nu am tergiversat nimic, dimpotrivă, s-a lucrat fără întrerupere, s-a lucrat și la o nouă formă a planului și la norme acolo unde ele pot fi făcute. Vă dau un simplu exemplu de săptămâna trecută. Am aprobat prin hotărârea Guvernului eliminarea comisiei care planifica investigațiile PET-CT pentru pacienții suspecți de cancer, încât ei să aibă un acces mult mai rapid printr-o trimitere pe baza unor criterii categoric din partea medicului specialist oncolog. PET-CT, acel scanner. Da. Și sunt multe alte lucruri, le regăsiți în cele câteva slide-uri pe care eu vi le-am pus la dispoziție. Trebuie să avem un registru un registru al pacienților de cancer, trebuie să lucrăm încât rapid să avem ierarhizat, pentru că problema majoră în România, și trebuie să o recunoaștem, este accesul diferențiat între persoane, o persoană din mediul rural, de exemplu, dintr-o zonă izolată, și cineva care locuiește într-un centru universitar. Și atunci lucrăm la o rețea națională în care să avem un centru regional și cel puțin încă două categorii de instituții care să ofere diverse tipuri de servicii. În plus, programele de prevenție trebuie să acționeze împotriva principalilor factori de risc. În România, din păcate, avem factori de risc la care suntem expuși în mod excesiv, mă refer doar la fumat, de exemplu, sau faptul că alimentația este necorespunzătoare, iar activitatea fizică este insuficientă la copii. Toate lucrurile astea au un impact foarte serios.
Și atunci lucrăm pentru ca să răspundem acestor deziderate. Ați văzut ce deziderate are această săptămână de luptă împotriva, europeană de luptă împotriva cancerului. Se referă la, la prevenția primară. Am reușit să repornim, azi spune într-un mod spectaculos, programul de vaccinare HPV. E un lucru foarte important. Acum trece la compensarea vaccinului. Dar sunt și multe alte activități. Implicarea medicilor de familie este importantă. Al doilea element important este detecția precoce. Aici este marea diferență între România și alte țări din Uniunea Europeană. Faptul că în România cancerele se diagnostichează mult mai târziu și în momentul când diagnostichezi mult mai târziu, nu e neapărat prea târziu, dar consecințele asupra calității vieții pacientului și eficiența terapiei este... Sunt și mult resursele mai... investite de stat și într-o cauză care și resursele să fie investite pierdută. De stat. Da. În plus, ceea ce ne propunem și din cauza asta am inclus în această comisie multidisciplinară, avem și un profesor universitar, genetician, trebuie să dezvoltăm, să începem să dezvoltăm și partea de medicină personalizată, care înseamnă o testare prealabilă pentru unele patologii oncologice, nu pentru toate categoric, dar pentru unele patologii, o testare prealabilă a pacientului, prealabilă tratamentului, pentru că există un matching, o potrivire într-un anumit profil genetic și un anumit tip de terapie. Asta înseamnă terapia personalizată. Este mult mai eficientă pentru că altfel riști în anumite situații să dai o terapie care are efecte adverse, cum au în general terapiile oncologice și, pe de altă parte, eficiența este redusă sau chiar nu sunt există. Sunt extrem de scumpe aceste intervenții. Da, trebuie făcute în așa fel încât să păstrăm echilibru, pentru că până la urmă eu nu sunt... Adică e bine să se facă, dar ne permite... Dacă lucrurile astea se fac gradual și există un program, o chestiune predictibilă și progresivă, da. Din nou, nu trebuie să fim pompieriști și să nu riscăm în niciun fel să lăsăm alte categorii de pacienți fără tratament. Și aș vrea să vă mai spun ceva extrem de important. Planul de cancer pe care noi l-am pus acum, o să-l punem în curând în dezbatere, include toate tipurile de cancer. Nu există pacienți cu cancer de categoria 1 și pacienți cu cancer de categoria 2. Pentru că planul inițial... Da, se referea doar la câteva tipuri de cancer. Din cauza asta, trebuie să fim foarte atenți că noi trebuie să avem un cadru strategic, iar decizia privind prioritizarea acestor lucruri în funcție de resurse, pentru că și nici despre resurse nu s-a discutat cum, în mod serios în planul vechi, trebuie să țină cont de faptul că toți pacienții de cancer trebuie să aibă acces la diagnostic și la tratament. Nu există, cum vă spuneam, pacienți de categoria 1 și pacienți de categoria 2. Încă un lucru. Acest plan trebuia să prevadă sursele bugetare. Foarte clar care sunt sursele bugetare. De exemplu, acolo scria un lucru, pentru prevenție trebuie alocat 20% din bugetul de programe al Ministerului Sănătății. Eu, fără să fiu specialist în economie, însă prin calitățile oficiale pe care le-am avut, ca director general, secretar de stat sau ca ministru, știu că atunci când discuți de un program de sănătate, trebuie să spui o sumă, nu un procent din ceva, pentru că eu am nevoie de o sumă ca să finanțez activitățile de prevenție, n-am nevoie de un procent. Procentul de 20% poate să fie prea mic sau poate să fie prea mare. Vă dau un exemplu foarte simplu. 20% înseamnă, de exemplu, achiziția de vaccin HPV, înseamnă 20% din programele de prevenție ale Ministerului Sănătății. Nu cred că este o sumă suficientă pentru acest proiect, pentru acest plan de cancer, dacă vrem să desfășurăm activități preventive eficiente. Și încă un lucru care și-aș vrea să închei cu el, principalul finanțator al programului de cancer este, în mod evident, Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Casa Națională finanțează tratamentul pacienților cu cancer, fie că discutăm de chimioterapie, fie că discutăm de radioterapie, fie că discutăm de paliație, și asta e o zonă sensibilă. Ori în corpul legii scria că principala finanțare vine de la Ministerul Sănătății, ceea ce este contrar realității și lucrul ăsta de asemenea trebuie corectat.